Liberalii acuză din nou guvernul Ponta de minciună, de data aceasta în cazul accize pe carburant. Deci dacă ne amintim, atât domnul prim-ministru Victor Ponta, cât și ministrul transporturilor de la vremea respectivă, domnul Șova, promiteau că atunci când au introdus această taxă pe combustibil, acciza de 0,7 euro eurocenți, o vor aloca pentru construirea numai puțin de 700 de kilometri de autostradă. Astăzi, constatăm că a fost o minciună, că acești bani nu au fost folosiți cu acest scop. Cei de la PNL mai spun și că executivul are datorie onorată către transportatori. La presiunea transportatorilor au promis că o să le restituie înapoi 0,4% din 6,7% 0,7% plătiți de către transportatori. Astăzi, Constatăm că statul a blocat plățile. Pe 2015 au plătit sub 1%, la fel cât au plătit și în 2014, din cât ar fi datorat acestor transportatori, iar Partidul Național Liberal solicită de urgență de deblocarea acestor bani, pentru că transportatorii au nevoie de acești bani. Reprezentantul PNL s-a mai întrebat retoric ce s-ar fi întâmplat dacă transportatorii ar fi întârziat atât de mult cu plata datorilor către stat.